Lovitură grea la Survivor All Stars, ultima eliminare din cadrul show-ului de la Pro TV a făcut, cu certitudine, pe mulți fani să plângă de ciudă, una dintre cele mai îndrăgite concurente a părăsit competiția în cea mai recentă ediție difuzată, în ediția difuzată pe 9 mai 2024. Ștefania Stănilă a părăsit competiția după un duel cu Zani, concurent care tocmai primise o a doua șansă, deoarece fusese eliminat în prealabil, acum un an Survivor All Stars pentru mine era doar o dorință pe. Care mi-am pus-o în ultimul consiliu. Din fericire, atunci când îți dorești ceva cu tot sufletul, se materializează mai repede decât te aștepți. Anul acesta a fost diferit. Cu siguranță corpul meu nu se aștepta să primească în mai puțin de 12 luni un alt șoc, însă sufletul a dansat de fericire în momentul în care am primit invitația de a participa la Survivor, a fost un sezon mult mai dur decât precedentul, am luptat alături de oameni minunați, alături de care am suferit atât de mult la începutul competiției. Plec împăcată știind că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a mă bucura de experiența unică pe care doar cei norocoși au avut ocazia să o trăiască. Este mesajul transmis de Ștefania Stănilă, o altă fostă gimnastă care a participat la Survivor al Stars. Ana Porcras a suferit recent o accidentare în timpul concursului și a fost trimisă direct la spital. În momentul ăsta ne-am oprit pentru că avem o accidentare. Din echipa capitanului Zani, Ana lupta pe traseu cu Ștefi. Ana are o întorsă severă. Este sub investigație. O să revenim cu amănunte, a fost direct trimisă la clinică. Este sub supravegherea doctorului. Mesajul meu pentru capitanul Zan este că va trebui să lupte altcineva de la tine din echipaj cu Ștefi. Trebuie să ducem lupta până la capăt pentru Ana, a anunțat prezentatorul show-ului, după ce Ana Porgras a ajuns pe mâinile medicilor, potrivit Cancan. -Can.